În această după-amiază, o întâlnire de gradul 0, Volodymyr Zelensky, Donald Trump. Trump a anunțat că îl va primi pe Zelensky la Trump Tower pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Și o analiză foarte interesantă care apare pe agenția Reuters, întrebarea care macină Occidentul, blufează Putin atunci când amenință România și Polonia cu lovituri nucleare? Un consilier de la Kremlin a subliniat în ultimul timp folosirea de către Rusia unor arme nucleare tactice asupra bazelor aeriene din România și Polonia, în condițiile în care avioanele F-16 ucrainiene ar putea să decoleze de la noi sau de la vecinii polonezi pentru a lovi ținte din Federația Rusă. Este îngrijorare în Occident în legătură cu schimbarea doctrinei nucleare care îi permite lui Putin să atace cu armament nuclear în condițiile în care Rusia ar fi atacată cu arme convenționale de către țări care dețin arsenal nuclear. E o săptămână care pe noi, poziționați aici, ar trebui să ne îngrijoreze. Vă reamintesc că în această dimineață, în zorii zilei, atacuri cu drone la frontiera cu România sunt deja, au fost patru avioane de luptă ridicate de autoritățile române. Îi mulțumesc foarte mult analistului de politică externă Ștefan Popescu. Ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, Ștefan Popescu! Bună ziua, bun găsit tuturor! Le luăm pe rând întâlnirea dintre Trump și Zelensky în această după-amiază. E o întâlnire prin care Zelensky încearcă să bifeze candidații la președinție. La ce ne putem aștepta pe fondul criticilor pe care le-am auzit deseori din partea lui Donald Trump la adresa lui Zelensky? Aș completa acest eveniment pe care l-ați amintit și cu întâlnirea între premierul britanic și Donald Trump, sau care va avea loc. Vedeți că tot mai mulți lideri încearcă să-l viziteze și pe contracandidatul doamnei Harris la Casa Albă, pentru că lupta prezidențială se anunță foarte strânsă peste ocean. Nu ne dăm seama dacă nu are Trump prima șansă, ne putem întreba în mod cu totul legitim. Dar, bineînțeles, având în vedere că candidatul Trump, odată ales, ar însemna o schimbare, spune, nu fundamentală, dar unele accente importante în ce privește criza din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu, atunci este legitim ca atât președintele Zelensky, cât și premierul britanic să caute să discute cu Donald Trump pentru a se poziționa înainte de schimbarea ștafetei la Casa Albă pe data de 21 ianuarie. Da, este foarte interesant momentul acesta, un moment în care Donald Trump pare că are nevoie de bani pentru campania sa. Au apărut deja informații și vom vedea și noi acest material legat de faptul că Donald Trump își vinde ceasurile pentru a face rost de bani. Vinde mai, mult comunicare, da. Mai mult comunicare, da. Să arate că nu este dependent de mari donatori. Exact. De mari donatori. Ștefan Popescu, ne atrage atenția, după cum spuneam, această analiză a agenției Reuters, întrebarea care frământă Occidentul: Putin, atunci când amenință România și Polonia cu lovituri nucleare, blufează sau nu? În context, nu numai România. Da, în context, pentru că e vorba despre România, probabil că s-a insistat asupra declarațiilor făcute de un fost consilier al Kremlinului, care sugerează folosirea de către Rusia unor arme nucleare tactice asupra bazelor din România, poate baza Dracogliniceanu, din Polonia, dacă avioane F-16 ucrainiene vor decola de aici, de la noi, sau din Polonia, pentru a lovi ținte din Federația Rusă. Este o readaptare a doctrinei nucleare a Statelor Unite, a Rusiei, pardon, a Federației Ruse, în condițiile în care și-au adaptat-o deja în anul 2020. Noutatea este că descurajarea nucleară rusă se extinde și la teritoriul Belarusului și la faptul că anumite ținte ar putea fi lovite de pe teritoriul țărilor nucleare care sprijină puteri convenționale cum este Ucraina.
Aceasta, să spunem, ar fi marile noutăți ale schimbării doctrinei nucleare a Federației Ruse. Este un mesaj, o comunicare, am putea spune, în direcția publicului statelor occidentale. Vedeți foarte bine că sunt alegeri, se anunță peste un an de zile alegeri în Germania. În Franța, președintele Emmanuel Macron este concentrat, focalizat pe chestiuni interne. Este posibil și acolo să avem alegeri și atunci acesta este un element care poate slăbi frontul occidental, cel al asistenței pentru Ucraina. În această optică trebuie să vedem și nu ca un pericol iminent. Nu există pericolul iminent al folosirii unor arme nucleare la adresa României, la adresa Bulgariei. Este mai mult o doctrină, pardon, un demers de intimidare a publicului din România, respectiv din Bulgaria, Polonia, țări care găzduiesc infrastructuri importante NATO și americane. Da, în același context se vorbește al înăspririi tonului lui Putin legat de ușurința cu care ar putea să apese butonul nuclear. Se vorbește și despre posibile acte de sabotaj pe care Rusia le-ar putea pune la cale pe teritoriul europei și nu e prima oară când vorbim sau, mă rog, când există temeri ale serviciilor de inteligență referitoare la astfel de acte. Cu acțiunile de destabilizare, acțiunile hibride, trebuie să ne obișnuim. Din păcate, intrăm într-o epocă în care Federația Rusă va fi din ce în ce mai activă pe teritoriul Uniunii Europene, mai puțin al Statelor Unite ale Americii, pentru că teritoriul Uniunii Europene este spațiu european, este unul foarte fragmentat, cu mai multe centre de decizie, 27 plus Bruxelles-ul și atunci, bineînțeles, în momentul apar, știți, diferențe între țările membre, așteptări diferite, interese diferite, capacități diferite de a susține Ucraina și voințe care sunt diferite, bineînțeles. Și atunci există un spațiu de manevră pentru Federația Rusă. Ștefan Popescu, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vă spuneam, Donald Trump s-a apucat să-și vândă ceasurile. Prețul nu este deloc mic, cere 100.000 de euro pentru un ceas, 18 carate, aur, diamante. Are oferte și pentru americanii cu bani mai puțini, ceasuri placate cu aur pe care le vinde cu vreo 700 de euro, totul pentru a arăta că vrea să facă rost de bani pentru campania sa. Urmărim materialul. Special, I think you're going to love it. My new Trump watches. We're doing quite a number with watches and the quality to me is very important. The Trump Victory Tourbillon. This isn't just any watch, it's one of the best watches made. It's a tourbillon watch with almost 200 grams of gold and more than 100 real diamonds. That's a lot of diamonds. I love gold. I love diamonds. We all do. Only 147 of these extraordinary watches will ever exist in the world, and owning one puts you in a very exclusive club. I have watch number one, and I'm going to keep it. It's mine, and that's the way I want to have it. Each watch is numbered and extremely rare, a true collector's item, and it includes a personal letter signed by me. Get your Trump watch right now. Un moment de teleshopping cu Donald Trump, care își arată calitățile de vânzător, nu că s-ar fi îndoit cineva că le are Donald Trump, vânzându-și și promovându-și ceasurile, ceasuri scumpe, aur, diamante, pentru a putea să facă rost de bani. Este foarte interesant că în țară se modifică proiectul de amnistie fiscală. Cel puțin asta spun asociații de avocați care au apucat să consulte acest proiect. Știți, amnistia fiscală care a fost vândută ca un act de bunăvoință la adresa românilor care ar trebui să-și achite datoriile către stat, deja este modificată. Avem o legătură directă cu domnul Gheorghe Alămițianu, fost ministru de finanțe, PMP. Bună ziua, domnule Alămițianu, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Acum, nu înțelesesem noi mare lucru din această amnistie fiscală. Un lucru e cert, se modifică. Ce se întâmplă, de fapt, de ce e nevoie de o modificare? E foame de bani. S-a făcut rectificarea bugetară. Sigur, e pozitivă, dar prin creșterea deficitului bugetar de la
5 la 7%, cei din finanțe spun că poate ajunge chiar la 8% și e nevoie de bani. Și atunci au venit cu modificarea acestui act normativ privind amnistia, să lărgească numărul celor care se beneficieze de această amnistie și cei care intră în insolvență, dar e, din punct de vedere juridic, e foarte greu către acceptul creditorilor, vor să extindă și asupra altor perioade când s-au întocmit decizii de impunere. Deci e o nebunie la nivelul Guvernului și Ministerului de Finanțe să obțină niște bani. Dar de ce fac amnistia fiscală? Pentru că toate măsurile implementate de domnul Boloș și cu președinta ANAF-ului, de actuala coaliție, n-au obținut rezultate bune. Au eșuat toate măsurile. Mai grav a fost că au blocat și activitatea contribuabililor de bună credință cu factura electronică, cu ETV-ul. Acum s-au dus și cei de la antifraudă peste contribuabili cu ETV-ul să le ia bani. Deci e o foame mare de bani și văd că și Ministerul de Finanțe e preocupat, nu numai ANAF-ul, să obțină bancă fără împrumuturi de pe piața japoneză. E pentru prima dată când se duc pe această piață că nu mai împrumută băncile din Europa, din țările din Europa, din Uniunea Europeană, din Europa Centrală. Deci e o foame de bani și nu știu cum să mai obțină bani, că le e frică că se vor bloca, că nu vor avea bani să finalizeze anul bugetar 2024 și aproape că suntem la situația lui 2008, când, știți, guvernul Tăriceanu a redus taxa de mediu numai să se plătească până în 15 august, până în 15 decembrie, să poată plăti salariile, să facă plățile în luna decembrie, că altfel se blocau. Deci e frică de un blocaj financiar, că nu vor mai avea bani să închidă anul bugetar. Domnule Arămințeanu, pentru că vorbiți despre anul 2008, cine nu-și amintește, a fost o perioadă de cruntă criză în vremurile acelea, nu doar în România, în Europa, în lume, în Statele Unite. În România le-a luat ceva timp autoritățile să recunoască această criză și tsunamiul economic care a venit. Suntem cam în același moment, în opinia dumneavoastră. Citeam un comentariu interesant al unui analist economic care spune că trăim într-o bulă imobiliară mai mare decât în anul 2008, dacă e să ne uităm la explozia prețului locuințelor. E o situație mai gravă. Știți de ce? Atunci, într-adevăr, a dispărut lichiditatea și, într-adevăr, au fost investiții foarte mari în zona imobiliară. Acum nu se mai vând locuințele din cauza prețurilor foarte mari, ca urmare a creșterii prețurilor la materiale, ca urmare a creșterii dobânzilor, nu mai pot să ia credite și mulți dezvoltatori, mulți antreprenori din domeniul construcțiilor sunt blocați financiar. Și sigur că situația e mai gravă, atunci a dispărut lichiditatea, dar acum sunt mari probleme. Sunt mulți care au realizat locuințe și nu se vând. Și prețurile sunt foarte mari. Nu pot să le reducă pentru că ajung în pierderi și nu mai pot să ramburseze împrumuturile. Iar băncile au înăsprit foarte mult condițiile de creditare. Deci, în 2010, totuși am deblocat cu prima casă, dar acum nu mai sunt cumpărători. Mai mult decât atât, guvernul acum a și anulat acea facilitate de 5% TVA, a mărit TVA-ul la 9% și la 19%. Noi atunci măcar nu am înăsprit fiscalitate. Au anulat facilitățile din construcții și deci problemele sunt generate și de actuala coaliție ca urmare a măririi impozitelor și taxelor, dar și condițiilor de creditare foarte grele. Și atunci avem o situație care s-ar putea să aibă repercursiuni mult mai grave decât în 2008-2009. Ce înseamnă aceste repercusiuni grave? Îl auzeam pe Radu Oprea, ministrul economiei, la o întâlnire cu antreprenori din domeniul construcțiilor, asigurându-i că vor fi menținute facilitățile și vor fi încurajați să-și continue șantierele și la anul. Că vedeți, când prindem pe cineva de la guvern, întrebăm cu cât ne creșteți taxele, ce se întâmplă, dispar locurile de muncă, la asta ne așteptăm. Doamna Laura Chiriac, e o glumă cea
făcut, a spus ministrul Oprea. Păi după ce le-ai anulat facilitățile la salariați, le-ai mărit impozite, le-ai mărit TVA-ul în construcții și vii și spui să-i încurajezi. Și cum să-i mai creadă antreprenorii pe guvernant spunând, domnule, de acel plan de reindustrializare cu facilități fiscale, când acum câteva luni tu ai anulat facilitățile fiscale peste noapte și ai dat o lovitură mediului de afaceri cruntă în condițiile în care au crescut și dobânzile, au crescut și prețurile la materiale. Chiar în momentul în care aceste domenii se confruntau cu problemele prețurilor și a dobânzilor, tu le-ai anulat facilitățile, adică le-ai mai adăugat un bolovan de gât. Nu, e o glumă ce fac guvernanții cu mediul de afaceri. Trebuie ajuta mediul de afaceri. Și vă spun cu toată sinceritatea, dacă se continuă cu îndatorarea României, cu creșterea cheltuielor bugetare, mă refer la cheltuieli permanente, că de acolo vine deficitul bugetar, România va fi pe pragul, pe marginea prăpastiei și scrie pe România Fondul Monetar, că nu o să ne mai împrumute nimeni. De asta vă spun și cu foamea de bani, că nu ne mai împrumută și chiar multe bănci și din această cauză s-au dus pe piețele din Japonia. Iar agenția Fitch ne spune că dacă nu înghețăm cheltuielile permanente, s-ar putea să ne retrogradeze la junk, adică nerecomandabil pentru investiții. Domnule Alumințeanu, noi putem aștepta ca după alegeri acești politicieni care sunt și candidați, că ăsta e blestemul unei țări, care are un prim-ministru candidat la președinție. Te aștepți să aibă discurs responsabil de prim-ministru, dar de fapt discursul e de candidat, că nu ne putem aștepta ca un candidat să ne spună lucrurile altele decât cele care îi convin până la urmă și care l-ar putea avantaja din punct de vedere electoral. La ce să ne așteptăm totuși în condițiile acestea sumbre în care în Europa se vorbește despre recesiune? Da, că marile economii și economia Franței și a Germaniei nu o duc bine, dar ele oricum se descurcă, forța lor ajută guvernele să treacă mai ușor peste perioade grele. Deci la ce să ne așteptăm? La măsuri dure de în partea Comisiei Europene privind ori reduc cheltuielile, ori majorează impozitele. Domnul Ciolacu nu vrea să reducă cheltuielile. Atunci când ne propune 7 ani deficit mai mare de 3%, asta înseamnă să ne împrumutăm și mai mult. E o poveste că se deschid șantiere cu spitale în România. În Brașov avem 2 proiecte, spitalul regional și un spital de boli infecțioase. Nici măcar nu s-a deschis finanțarea. Sunt niște povești că se investește în economie. Dorește în continuare să mărească cheltuielile permanente cu salariile și pensiile, dar prin ce măsuri? Prin măsuri de creșterea de impozite și taxe. Ceea ce e un măr otrăvi, pentru că prețurile cresc foarte mult și atunci se dă cu o mână să ia cu două. Chiar vedeam niște estimări ale managerilor din economie, spunând că prețurile în perioada următoare vor crește între 11 și 35%. Și vedeți că oamenii se confruntă cu prețul foarte mare. E cea mai proastă soluție să mărești impozitele pentru a mări valoarea nominală a salariilor și pensiilor, pentru că puterea de cumpărare e în scădere, dar culmea, să și asiguri bani din împrumuturi și să stimulezi consumul din importuri, adică banii să plece din economie. Asta e, adică e un lucru groaznic pentru economie, pentru români și o să plătim nota de plată în 2025. Dacă actuala guvernare PSD-PNL rămân la, adică rămân la butoane, ei ne duc cu în continuare cu politica asta de creștere de impozite și taxe și a cheltuielor permanente. Trebuie un guvern responsabil să pună piciorul în prag, pentru că sunt foarte mulți români care spun, domnule, mi-au crescut pensia, mi-au crescut salari, dar când se duc în piață văd că cumpără din ce în ce mai puțin. Trebuie banii să vină din economie, din eficiență economică, nu din creștere nominală din PIX, venită din partea guvernării. Și ne putem aștepta în curând ca la ușă să sune poștașul care să ne ceară datoriile, în cazul în care avem datorii la stat, să ne ceară să îi plătim chiar cash banii,
De când credeți că va fi implementată această măsură? Că nici asta nu e una prea electorală. Este o măsură primitivă. Eu știu că în 97 am fost numit director general la Finanțe Publice Brașov și aveam niște persoane remizieri care încasau dobânzile cash. Asta nu e demn de o țară a Uniunii Europene. Adică parcă e așa o, cum îi zice, o disperare pentru bani. Cum poți să trimiți poștași și să strângă impozitele și taxele și culmea că ne costă mai mult decât sumele derizorii pe care le datorează persoanele fizice. Sunt alte metode prin popriri, prin alte, dar de ce nu se duc la marile companii de stat care datorează miliarde de lei impozite, contribuții sociale, contribuții la sănătate. Acolo e marea evaziune, de acolo trebuie să se ia bani. Dar acolo sunt numite persoane pe criterii politice de către ministrii economiei, transporturilor, agriculturii și nu-i deranjează nimeni. Și iau indemnizații de mii de euro și firmele au miliarde de datorii către bugetul de stat. Mulțumesc foarte mult, domnule Anomițianu, pentru intervenția dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză și revenim cu un subiect interesant. Celebrele băuturi, Coca-Cola, Pepsi-Cola, le știm cu toții, pe care unii dintre noi le consumă din când în când. De ce? Pentru că sunt medici gastroenterologi care vorbesc despre virtuțile acestor băuturi hulite altfel de nutriționiști când vine vorba despre stări de greață, vărsături, indigestie și așa mai departe. Ei bine, rețetele acestor băuturi se pare că au fost modificate, iar din componența lor a dispărut cafeina, adică acea substanță care ar fi putut să amelioreze pentru moment aceste stări de disconfort gastrointestinal. Discutăm despre asta după o scurtă pauză. E polemică în jurul rețetei celebrelor băuturi Coca-Cola, Pepsi-Cola. Un celebru nutriționist atrage atenția că rețetele ar fi fost modificate. Modificate în sensul absenței cofeinei din aceste băuturi. Băuturi pe care, după cum vă spuneam, anumiți medici, mai ales gastroenterologi, le pot recomanda în stările de greață, vărsături, disconfort abdominal, sigur nu în cantități foarte mari, dar cred că mult mai clar și mult mai bine ne poate vorbi doamna doctor Maria Vrânceanu, medic nutriționist. Bună ziua, doamna Vrânceanu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, bine v-am găsit. E un mit sau e o realitate? Mărturisesc că am primit sfatul acesta într-un episod de disconfort gastrointestinal. Încearcă puțină Coca-Cola. Nu știu dacă a fost bine sau rău, dar măcar gustul e unul care atrage totdeauna și de gust ne bucurăm atunci când bem aceste băuturi. Da, există acest, nu neapărat un mit care spune Coca-Cola face bine la digestie. În realitate nu este Coca-Cola cea care face bine la digestie. Avem acolo cofeina care poate să ajute digestia. Deci știm foarte bine întotdeauna popoarele mediteraniene și încheie masa cu o cafea, da? Tocmai datorită prezenței cafeinei care face digestia, care ajută la digestie. Dar, evident, băuturile acestea carbogazoase nu trebuie să recomandate sub nicio formă, pentru că, de exemplu, fai masa Coca-Cola înainte de a avea cafeină, are foarte mult zahăr, o cantitate destul de mare de zahăr și apoi o serie întreagă de aditivi care nu sunt tocmai foarte benefici pentru sănătatea noastră. Deci în ziua de astăzi eu cred că inclusiv copiii de la grădiniță știu că nu este bine să bei băuturi carbogazoase și mai ales că pe plan mondial, la nivel mondial, acesta este un target de atins, scăderea consumului de băuturi carbogazoase, așa încât dacă un celebru nutriționist recomandă băuturile carbogazoase, aici avem deja o problemă. Avem o problemă. Evident, Coca-Cola trebuie să știți un lucru. Doar în situații de disconfort, nu știu, indigestie și așa mai departe.
putem să apelăm la alte soluții pentru indigestie. Există ceaiuri foarte bune, de exemplu, ceaiul de fenicul pentru indigestie este excepțional, deci nu trebuie să apelăm la Coca-Cola pentru indigestie sub nicio formă. Nu trebuie să apelăm la Coca-Cola dacă suntem constipați, da? Putem să ne începem dimineața cu o ceșcuță de cafea neagră în care nu adăugăm zahăr și situația se poate rezolva. Dacă nu este o problemă mai gravă a unei constipații cronice, este doar o constipație tranzitorie. Deci lucrurile trebuie privite într-o manieră mult mai serioasă, pentru că aici vorbim despre sănătatea oamenilor la modul general și nu putem să facem recomandări de acestea haotice, numai pe principiul că, nu știu, Coca-Cola știți că are foarte multe programe de sponsorizare a oamenilor de știință chiar și cele mai multe fonduri care au fost vărsate de către Coca-Cola au fost vărsate către organizații din domeniul nutriției și al bolilor cardiovasculare, tocmai pentru a elabora păreri specialiștii din acest domeniu care să ducă în eroare publicul. Există unele studii care chiar spun că nu Coca-Cola ne îngrașă, ci lipsa de mișcare. Da. Coca-Cola face bine la inimă. Dar modificarea rețetei, înțeleg că există o reacție din partea Coca-Cola, rețeta n-ar fi fost modificată, cafeina e în continuare prezentă în componența acestei băuturi, dar e trecută la capitolul arome. Nu cred că a modificat Coca-Cola rețeta, cel puțin deocamdată nu, pentru ceea ce mai există în momentul de față pe piață. Coca-Cola a anunțat deja că vine cu acea New Cola, care sosește în diferite versiuni, o versiune care se numește Y3000 și care a fost făcută în colaborare cu inteligența artificială. Wow. Aici, da, dar trebuie să vă spun un singur lucru, inteligența artificială este absolut dezastroasă în ceea ce privește elaborarea de rețete în domeniul culinar, de cocktailuri și așa mai departe, deci nu știm exact ce a ieșit pentru această Coca-Cola Y3000. Este o Coca-Cola, se spune, cu un gust futuristic. Designul cutiei, al etichetei, este unul foarte futuristic, de asemenea va fi o versiune de Coca-Cola condimentată. Condimentată futuristii, încât părerea mea personală este că e vorba de o strategie de marketing, pentru că acum se punctează foarte mult pe inteligența artificială. Am făcut-o Coca-Cola împreună cu inteligența artificială. Wow! Consumatorii vor fi extaziați. Fără îndoială, mai ales dacă ne gândim la categoria de vârstă care e cea mai atrasă de acest tip de băuturi. Mulțumesc foarte mult, doamna dr. Maria Vrânceanu, pentru intervenția dumneavoastră. Revenim după o scurtă pauză. Klaus Iohannis face un anunț important referitor la candidatura sa în Parlamentul României, înainte ca Biroul Electoral Central să dea un verdict. Gabi Mihai știe totul despre această decizie. Te ascultăm, Gabi. Bun găsit, președintele României a făcut o declarație în care spune că, așa cum a declarat în mai multe rânduri, își va încheia mandatul de președinte al României la termen și nu va demisiona din funcție. Însă noutatea este că face anunțul momentului, nu va candida la alegerile parlamentare din decembrie, indiferent de decizia pe care o va adopta astăzi Biroul Electoral Central. Nu am susținut și nu susțin modificarea legislației electorale în favoarea unei singure persoane. Este așadar anunțul momentului. Nu va candida președintele Klaus Iohannis la Parlamentul României, în contextul în care am văzut că liberalii au încercat să modifice legislația electorală tocmai pentru a-i da oportunitatea președintelui să candideze pe liste la Senat. Acum vine Klaus Iohannis și practic îi desfințează pe cei de la PNL care au avut această inițiativă, pentru că susține că nu va candida niciodată la parlamentare, mai mult decât atât, nu își va da demisia din funcție înainte să îi se încheie mandatul. Și toată această declarație vine în contextul în care la această oră la Biroul Electoral Central este o ședință care ar fi trebuit să vină cu lămuriri în privința unei eventuale posibilități, oportunități, astfel încât șeful statului să candideze
sau nu, chiar dacă își ducea mandatul la bun sfârșit, o ședință cu ușile închise și cu tensiuni de mai bine de o oră. Iată că nu s-a ajuns la o concluzie, însă președintele a venit cu anunțul momentului, nu demisionează de la Palatul Cotroceni și nici nu va candida pe listele parlamentare. Mulțumesc, Abi Mihai, pentru aceste intervenții. Aflați mai multe pe B1 TV. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem luni de la 12. Să aveți un weekend liniștit.